Ia uite ce am găsit noi aici. Vă salut, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la ferma Grădina Bio. Am o broscuță pe care am găsit-o. Pierdută. De fapt, ca să vă zic sincer, am două broscuțe, dar numai una am găsit-o. Pe asta. Una e pierdută pe aici prin curte. De fapt, practic ele stau singure, nu stă nimeni după ele. Și a apărut și de undeva. Nu știu de unde a apărut, dar e important că a apărut. Acum nu-mi dau seama care dintre ele este, cea care am pierdut-o inițial sau cea care am pierdut-o a doua. După formă și așa pare a fi asta a doua. Haideți să mă retrag puțin așa. Să vedem dacă face ceva. Nu știu pe unde a fost, chiar nu știu, n-am văzut-o de mai bine de o săptămână și a apărut și ea la viață. Iar cea de-a doua, nici atâta nu știu unde, prin vegetație din curte s-a ascuns pe undeva. Nu știu cum să fac să o filmez să se vadă mai bine. Cred că în primul rând trebuie să luăm așa, îi dăm și un zoom. Cred că e suficient așa. Ah, ce să vă povestesc? Am găsit-o pe stradă. Pe stradă, pe un drum asfaltat, ca să zic așa. Era blocată pe stradă și nu știu unde se ducea și de unde venea. Problema a fost că am considerat că decât să o las acolo să lovească vreo mașină sau cine știe la cine să ajungă, la vreun copil care să o chinuie, am zis că o iau și o să o eliberez în natură cândva când mă voi duce pe la pădure, la o baltă, nu știu exact unde. Chiar dacă știe cineva să-mi spună, cred că este broască românească. Nu știu dacă să-i fac un țarc să o pun acolo să stea fixă sau să o las tot așa liberă. Am zis că mai bine să merg pe varianta să stea liberă. După cum arată, cred că e asta a doua. Ce să vă mai povestesc despre ea, mare lucru nici eu nu știu. Cred că este broască românească, după cum o văd eu așa. Adică în aceasta de apă. Dacă știe cineva să-mi spună ce fel de bruscuță este, văd că a rămas total nemișcată, nici nu se mișcă de aici, că mă aude vorbind și de aceea. O să o pun într-un țarc, cred. Să pun acolo iarbă ca să nu evadeze. Acum eu aș putea o să las și pe aici prin curte să umble, dar mă gândesc cum a dispărut prima, să nu dispară și aceasta. Sunt foarte deștepte, imediat găsesc un mod de a se debarasa și de a pleca. Acum, eu zic că e mai bine așa să o ținem sub supraveghere totuși. Pe undeva a fost ea ascunsă și acum a ieșit la plimbare.
Eu știu ce face acum, gata, m-am prins. Stă la soare să se încarce cu energie. Da. De asta stătea probabil și pe șosea. Pentru că aștepta razele de soare sau o încălzească. E clară treaba. Acum m-am prins. Reptilele au sânge rece și preferă să stea la soare, să se încarce cu energie. Te umblă pe aia furnicuțe, gândăcei, fel și fel. O să-i pun aici o de-asta, cum zice, o de-asta de țarc și o să stea fixă până vedem noi care e treaba cu ea și până o să o ducem la un loc mai natural, ca să zic așa, sau cine știe, poate o să-i fac chiar un iaz și o să o păstrez. Nu știu, aștept păreri de la voi să-mi spuneți cum ar trebui să procedez. Da. Da, poate știu cei care știu despre ce e vorba, să ne spună. Este o broască românească, e o broască și gheare mare, nu știu dacă vedeți. Se camuflează aproape perfect. Nu prea e cam greu să o vezi. Strămoșii dinozaurilor încă mai sunt printre noi. Da, aceasta este broscuța. Bine a fost că am avut și telefonul la mine să o prind așa în flagrant, să zic așa, și să o vedeți și voi. O să o pun, nu știu, la umbră, la soare. La ce e mai mult. Și cum și-a spus și căpușorul mai din afară. Îl vedeți. Da, este cald, dar totuși puțin înnorat. Temperatura vă 25 de grade. Și văd că se simte foarte bine la temperatura asta. Da, după forma carapace și așa, cred că este cea de-a doua broscuță. Pe prima am pierdut-o. Am avut-o de la Alex Fota și a evadat. Și asta a fost tot. N-am mai găsit-o. Da. Acum eu cam lungit video acesta, să vă arăt așa mai în splendoare. Mare lucru, nu prea am ce să vă arăt despre ea, decât despre, să vă spun așa, povestea ei, în mare parte. O să revenim și cu mai multe detalii despre ea, poate o să facem un video mai detaliat cu momentul când o să-i facem țarcul respectiv. Dar până atunci, cam asta a fost video nostru cu broscuța. Păcate, nici nu merge, nici nu nimic. Am să încerc să fac totuși, să vedem dacă o ating așa. S-a retras de tot în carapace. Dacă am atins-o așa, bănuiam că asta se va întâmpla. Hai să mă retrag în țăr așa, să vedem dacă nu mai vede. Face ceva? Nu, absolut nimic. Acum și-a scos capul afară, ca să zic așa. Da, dragi prieteni, cam acesta este video-ul nostru de astăzi. Vă mulțumim tuturor pentru faptul că vizionați canalul nostru și vedeți diverse animăluțe pe care le avem noi pe aici. Vă urez o zi excelentă și o să vă așteptăm cu drag și la alte videouri. Nu uitați să ne lăsați în comentarii dacă cunoașteți ce fel de broască este, dacă știți dacă este din România sau din afară, poate să fie și o broască din aceasta de pet shop, cu ce se hrănește, ce țarc ar fi indicat sau poate ar fi bine să o eliberăm și ce nume să-i punem. Da? Vă așteptăm și cu detalii despre asta, dacă bineînțeles doriți. O zi excelentă, la revedere!